acoș cu bicicleta, să dormim un pic. Mini trucuri, da? Iarăși eu la sport și tot în parcul Balea Trandafirilor. Sincer, nu prea am eu nu știu ce atracții de bicicletă, posibil în copilărie nu prea am avut o bicicletă a visurilor mele care să o iubesc așa de tare, dar totuși am luat în chirie, vedem un tur două prin parcul Valea Trandafirilor și cine mai ține minte fitness challenge meu cu provocarea de 12 kg de grăsimi pentru 12.000 de euro. Ce a mai rămas? Cred că o lună și un pic și la cântar. Astăzi urmăriți ce mi se primește mie cu bicicleta în parcul Valea Trandafirilor. Și dacă cineva se întreabă de ce parcul Valea Trandafirilor mereu, păi vă dau câteva argumente. Spre deosebire de alte parcuri, în parcul Valea Trandafirilor, aleea de alergare și pista pentru cicliști este mereu cu umbră, copaci mulți, verdeață, de o plăcere când vine această briză de aer de la lac. Adăugător, am și casa alături, jobul la jurisconsult nu este departe, de aceea 5-10 minute și eu deja sunt în parc la alergare sau cu bicicleta. Concluzia e că prefer să alerg decât să merg pe bicicletă. Este o altă plăcere când alergi și simți picioarele tropăind, mușchii vibrează, tot spatele, adică slănina de pe tine vibrează. Dacă eu merg acum și mă filmez, dar să zic că m-are slăbit, nu o să am eu acum, pentru că când mergem la o vale, bicicleta merge singură. Eu credeam că azi cu bicicleta în două ore slăbesc vreo jumătate de kilogram, dar din câte văd eu, aș. Все нормально ж. Он же тоже недопонимает. Прямой акцидент к бичиклета. Он кыни, крепто на рота мера. Судя, ну ладно, фильматка моя, фильмец феминина. Беником фронат, что нам казут жос. Хоть он кыни в парк, что да на рота там. Что ты дучим гэд? Лез на тимпу кынти фильмец. Cum vă pare așa o surpriză sportivă? Nu știu cum slăbesc bicicliștii făcând sport și scapă de grăsime de burtă, dar eu la sigur cred că cu bicicleta nu pot să slăbesc. Este confortabil, mergi cu viteză, îți faci un avânt și stai numai și frânezi. Cum poți slăbești așa? După mine, totuși rămân pe concluzia, dacă este cineva curios să afle părerea mea personală, se slăbește doar în sală cu greutăți sau la alergat fizic pe scări sau pe drum de cesta de păduri, de parc. Altfel cam te amăgești și pierzi timpul. Minimum mers rapid, forțat, atunci caloriile se duc. Și chiar mi-e interesant, astăzi foarte multă lume în parc, nu doar liceieni de 31 mai. Eram invidios, așa plăcut. Oamenii aceștia chiar nu lucrează. Stau, e ca așa, se relaxează. Atâtea locuri vacante de muncă și stă lumea pe bănci și pur și simplu savurează soarele, natura. Sunt curios ce fel de muncă au acești oameni. Poate cripto sau stau așa flexibil, muncă la domiciliu. Prieteni, eu zic că plimbarea astăzi cu bicicleta să ia finish și ce contează în viața asta la modul sănătos de viață? Să faci ceva, acțiuni. Mai bine o să vedeți mâine pe mâine cum iau alergat-o fizic în parc, pe diferite trepte, prin drum accidentat și astăzi încă eu reușesc și la muncă.